Vă salut și bine ați venit la un nou gameplay de pe canalul de YouTube Eurogames. În acest gameplay o să ne jucăm Forța Street și sper să vă plac. De asemenea, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și să share-uiți acest gameplay ca să vadă și prietenii voștri. Bun, hai să începem. Deci se pare că avem ceva de luat de pe aici. Ia să vedem. Feature, aici, claim. Ia să vedem ce mașină ne merim, ce mașină găsim. Ce mașină. Ai, bă, dar mașina asta o mai am odată. E a treia oară când o nimeresc pe asta. Asta înseamnă că am 3 stele la mașină. Ceea ce înseamnă că am mașina Monster Kill. Am mașina puternică înseamnă. Bun. Aici mai avem ceva. Ia să vedem ce mașină nimerim. Hai că merge și-o de asta. Dacă am veche mașina Nissan. Aha. Ok. Claim. Da. Se pare că am făcut o realizare. Voi nu o vedeți pe live, dar mie mi-arată Windows-ul aici, notificare. Așa. Și mașina asta. Bun, ok, să dăm la race, deci să vedem unde a rămas când am mai șcat de mult și am și uitat. Am rămas deci la episodul 1, part 1 l-am făcut, part 2 am făcut event 1, event 2. Deci facem eventul 3. Uh-huh. Ne trebuie niște mașini de așa și de așa. Ok. Atunci în cazul ăsta vom lua una bucată de mașină de asta, că e mai rapidă. Și una bucată de mașină de asta, pentru că cam mai următoarea era cea mai rapidă mașină. Și hai să pornim și noi la drum, start event. Și să vedem ce facem, măi, ce facem. Să vedem ce facem. Cred că ruta o să fie în felul următor. Asta e pe aici, o eu pe aici, mă duc prin jos și vin prin sus. Că mi-am luat și mașină muscle, mă rog, cum ne se mai zice. Deci dacă vă place acest joc, nu uitați dați un like, un share, un subscribe și de asemenea să share-uiți acest gameplay ca să vadă și prietenii voștri. Și nu în ultimul rând să apăsați clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri, live-uri și așa mai departe. Asta dacă încă n-ați făcut-o, bineînțeles. Și acum mai să nu mai vorbim așa de mult și să lăsăm jocul să vorbească de la sine. Adică sunetul mașinilor. Ops, să dau mouse-ul departe, că săgeata asta e deranjantă. Eu lucrez cu tastatura, doar cu space-ul și cu tasta B, atâta. Deci cu două taste lucrez. Am dat cam multă viteză în curb. Oleu. Nu mă întrești tu, fie rar tu să fii. Nu și astăzi. Bagă nitru mai repede. Așa, mă. Băi, dar eram la răhățăt pe mine. Bine că am câștigat, băi, frate, băi, dar nu, că eram alea că... cu morcov undeva. Uai, bine că am terminat cu bine. Hai să-mi bag. Și că era easy. Tă. Oricum mai dăm și pe la autorace, nu o să pierdem prea mult timp, că din 5 ați observat că în părțile astea sunt din 5 mai multe curse și nu vrem să facem gameplay chiar de oră, cu toate că de multe ori am făcut gameplay de 45 de minute, dacă nu mă șel, parcă odată am făcut și de oră, nu? Sau aproape, nu mai știu, în fine.
Și de obicei gameplay-ul nu trebuie să depășește de 10, fucking maxim 15-20 de minute, dar 20 de minute deja e prea mult. Deja știți cum merge mașina. Hai. Opa, mai grea, dar nu, mașina asta e mai lentă decât asta. Știți ce v-am zis pe gameplay-ul trecut cu mașinile care sunt sau nu mai lente și așa mai departe. Că v-am zis că na, degeaba mașina asta vintage a mea este mai bună la capitolul score, la tuning. Opa, asta pare că am pornit nașpa. Față de o mașină mai nouă, Ford Mustang, egal cu 0. Că Ford Mustang-ul care nu este așa de tunat ca mașina asta, poate avea accelerația mai iute și atunci tot mă depășești. Dar mașina asta degeaba, poate este mai tunată dacă accelerația ei din fabrică este mai lentă. Că în cazul ăsta e egal cu 0, adică o să accelerez de-a mașina mai rapid, dar tot lent o să fie în general, că îți dai seama. Dacă așa e ea din fabrică. Oricum mai trebuie tunat o mașină asta o leacă ca să facă performanță, că na. Da, hai că văd că deocamdată merge treaba. Hai, 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 bravo, mă. Bravo, bravo. Bravo și bravo. Bravo e stil. Vedeți voi că v-am făcut reclamă. Așa că donații. Me, donații me, donații me. Bine, dacă vezi videoclipul ăsta, știi că era una dintre glume, dar nu mă supăr dacă e în serios. Dăm la autorace. Hai, că mai avem cursii destul de făcut, nu le dăm toate la autorace, că ar fi plictisitor. Dar totuși avem multe cursi, așa că trebuie să mai dăm și pe la autorace. Bun. Așa, ok, am luat goldurile, parcă erau aici, că nici n-am fost atent ce am luat, că mă uitam la OBS. mașina asta versus, e exact la mediu, dacă nu chiar hard, că de obicei, de fapt nu, e mediu, nu e hard, nu, e mediu, că are același scor și mașina mea și mașina cealaltă. Ia să vedem. Opa, mașina i-a pornit cam nașpa. Dar cine știe cum o sta cu accelerația. Dar hai să vedem ce poate. Pam, 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 pam. Grid break. Good gas. Hai că văd că la dă nitro, văd niște foc în spate. Bun, hai că m-am depărtat o leacă, Doamne ajută ca după curba asta să mai mă fac o butelie plină din nitro, uite cât o mai o avem, ca să îi dăm în cazul în care ne ajunge din spate mașina adversă. E, și uite când îți mai umple butelie, uite, acum am impresia că se umple mai repede butelia din nitro, față de prima dată când am făcut cursa cu mașina asta în care debea să umplea. Butelia din nitro, eu așa am să-i zic butelii, că na, butelii, nu sau altceva. Nu știu, probabil cu cât faci cursi cu ata vine mai repede nitro în butelii sau cine știe. Bine, că treaba asta cu umplerea butelii din nitro, cred că știți cu toții că este fake. Adică, în realitate, dacă vrei să-ți umple, că doar și în realitate există nitro dacă vrei să modifici mașina, îți umple, dar costă. Și atunci, e atunci. Nu știam ce pui mei, mă gândeam că nu pot să fac cursa cu nicio mașină, ziceam, ai pus-o. Dar bine că dacă nu puteam să fac cursa cu nicio mașină, nu mai îndădea mașinile, cum să zic. Bun, autorace, hai să fac o cursă. Da, și deci în realitate dacă vrei să umpli butelia din nitro, clar trebuie să plătești că nu se umple automat, ar fi prea fain.
Ia să vedem. Versus Lamborghini, alt versus Lamborghini. Model nou versus model vechi. Aparent ce am observat la modelele vechi este faptul că în ziua de astăzi parcă sunt mai rapide și mai ușor customizabile decât modelele noi. Bine, asta nu înseamnă că modelele noi de mașină sunt destul de customizabile și chiar poate wow. Dar totuși am observat că marea majoritate a mașinilor vechi sunt mult mai customizabile. Chiar wow. Dar probabil știu eu de ce. Probabil mult mai customizabil, mă refer ca și performanța mașinii. Că mașina nouă prinde viteză rapid, foarte repede. Ne referim la Lamborghini în cazul nostru, da? Că este o mașină rapidă. Și atunci dacă îi bagi puterii ceva, o să vadă diferența, dar cum să zic, considerabil, dar totuși nu cine știe, ci wow diferență. Însă dacă e o mașină veche Lamborghini, nu zic că nu merge destul de repede, chiar și aia, că totuși e Lamborghini, însă nu merge repede, să fim serioși, că în cazul ăsta nu s-ar mai inventa noile Lamborghini, na, sau cel puțin se inventează, că dar n-ar, s-ar mai inventa alte piese motoare, s-ar inventa doar carcase noi Lamborghini, să zic. Na. Dar da, dar mai avem de completat la Event 3. Dar în general, ca să termin ideea, totuși dacă e o mașină veche Lamborghini care de bea merge și o customizezi, că automat mașinile vechi Lamborghini sunt mai lente decât mașinile noi Lamborghini, dacă eu să o customizez cu piesele noi care există în ziua de astăzi, o să observe diferență masivă. Pe când dacă e o mașină nouă Lamborghini și o customizez tot cu piesele din ziua de astăzi, diferența o să fie, nu zic că nu, chiar destul și aici. Dar totuși nu o să fie chiar mare ca la o mașină veche. Ia să vedem, trebuie să facem... Scuzați-mă, cred că am ceva în gât. Deci trebuie să facem cursele astea. Și un tic, deja am făcut-o. Dup. Hai, că deja suntem în gameplay de 12 minute. După aceea mai trebuie încă o să mă umblu pe aici pentru treaba asta. Pardon. Băga-mi, așa n-am fost atent. Ziceam că să iau o mașină din asta și una din asta, dar spare că am luat țap. În fine, nu-i bai. Aha. Da, dar să știi că tot... Porsche-ul ăsta zice că e mai wow la accelerații față de Lamborghini. Acum adevărul este că Porsche-ul e mai fain decât Lamborghini. Bine, ne referim strict la astea două modele. În general, nu știu care e mai fain, Porsche sau Lamborghini, n-am idee. Oricum, amândouă sunt mașini faine. Și chiar sunt și mai multe faine. Mai multe mașini faine. Era numai fain dacă mai scria undeva prin col, stânga, dreapta, sus, jos, nici nu știu. A jocului ăstuia kilometri, cu câți kilometri merg. Că, da, de curiozitate îmi place să văd așa cum crește repede cifra, știi? Să fi fost aici frumos niște ceasuri, așa. Dar, merge și fără. Mai că îmi plăcea mie să văd așa cât de repede îți duce acum în sus, știi? Adică e o senzație mișto să vezi așa ceva. Dar de ce scârții? Că eu nu pun frână. Sau ce, dau prea multă accelerație încât nu mai are aderență. Posibil.
Cazul asta știi cum te duci? Dacă să învârti roata mai rapid decât să duci mașina. Că doar practic asta este componenta unui drifting pe șosea sau oriunde vrei tu. Să meargă roata cu mai mulți kilometri la oră decât merge carcasa mașinii. Mai exact, să zicem așa, mai băbești. Adică drifting, tată. Roata merge mai repede decât mașina, decât caroseria, ca să zic așa. Mai bine roata împinge mașina. Și dacă e roata din spate, nu împinge, o trage, deci n-ai cum să faci drifting. Dar dacă e roata din, dacă e roata din față, dar dacă e cea din spate, o împinge și atunci împingând-o, uite cum să faci drifting-ul. Bun, hai să dăm 60 la auto, să terminăm. Ce este fain este că câștig aceeași cără și dacă dau la autorace și dacă fac eu race-urile, deci nu câștigi mai mult, mai puțin sau... 73, da, și mai avem asta care este sports. Deci să ne selectăm mașinile cu grijă. Deci în primul rând 412, 435 și cam atât. Hai să defilăm cu amândouă, că aparent nu contează ce mașini ne luăm. Adică încolo ne trebuie sport, dar aici nu contează ce mașină. Unde nu este sigla asta, poți să faci curse cu ce mașină vrei tu, unde nu există sigla de asta în spate. Dar unde există, îți precizează că trebuie să faci cu un anumit tip de vehicul, nu zici cu ce tip. De la o anumită clasă. Unde ești de la clasa respectivă de autovehicul, mai bine mai multe autovehicule, mă rog. Bănuiesc că știți și voi deja jocul, n-am rost să stau să explic. Da, cu asta e greu. De fapt și cu asta e greu. Da, bă, da, Merțanu poate de bea bag viteză. Dar ăsta știu că e ager. Hai să băgăm. Hai să băgăm. Hașiș. Oh, shit. Dacă ne aud așa de la YouTube. Bun, hai. Hai, BMW-ule. Deci îmi plac cum fac suspensiile, n-ai idei. Te pune frână, deci când eu pe space, nu că merge pe liber. Că dacă ar merge pe liber, nu s-ar aprinde stopurile, nu? Da. Bă, da, cam aproape Lamborghini-așul ăla. Sau Porsche, ce-o fi ăla, dar cred că e... Și ăla, mă. E Porsche, da. Hai că am activat nitro-ul. Și bam! You win de la milimetru. E nașpa că nu mi-arată nici timpul, nu mi-arată timpul adversarului, doar timpul meu. Eram curios să știu la ce timp l-am făcut pe adversar. Adică la ce timp. Diferența dintre mine și adversar. Bun. Tot cu BMW-ul, că mașina asta ne spari cam acceleratoare de particule. A? Sau hai și cu Merțan. Unde e Merțan? Acolo vine și Ravagia. Pam, pam, pam. Hai, Merțan, hai. Adu-ne cupa. Dă-ne un premiu. Dă-ne premiu. Îmi place care motor V8 tipul ăsta de Merțan, de asemenea mă bucur că există și în GTA 5 Merțanul ăsta. Tot timpul merg cu Merțanul ăsta în GTA 5. Apropo, îmi place foarte mult cum fac suspensiile, uitați-vă la roți. Suspensiile cum fac, deci, what the fuck? Și mai ales că dă și rateuri, puține mașini care le dețin dau rateuri.
rateurile sunt un punct foarte pentru mine. Pom 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 pom. Foa, dar tocmai am fost adinioare înainte de a sparge linia de finish la propriu. Că mașina s-a cam atins. Cum era dâmboala, știi, s-a atins mașina de sol. Și cred că am zgâriat. Aleu, rămâne fără viață, viață, viață. Nu? Fără fulgeri, rămâne fără fulgeri. Fără fulgeri, băie, de ce, băi, ne mai trebuia încă două, una, două. BMW versus BMW, în cazul ăsta cu Merțanu n-am rezolvat nica, că BMW-ul bagă accelerații mai uite decât Merțanu. Așa că... ok, BMW contra BMW, să fie BMW contra BMW. Și în cazul ăsta, aici doar dexteritatea șoferului mai contează. Și eventual când dă unul nitro și când dă altul. Ținând cont că amândouă BMW-uri sunt la fel, același motor, același serie, aceeași marcă și mai ales aceeași putere. Că na, poate fi și BMW-uri la fel cum asta din alea, aceeași serie, aceeași marcă și etc. Tot degeaba dacă unul mai tare decât altul mai puternic. Dar aici BMW-urile sunt identice. Deci, teoretic, ca putere mă refer și da, chiar și ca mașină, sunt identici. Și deci, asta ce înseamnă? Înseamnă că BMW-ul adversarului ar trebui să meargă cu aceeași viteză ca a mea. Nu-i mai tare, la fel ca a mea la putere. Ceea ce înseamnă că n-ar trebui să mă ajung. În fine, și ca asta ar fi teoria relativității, zic. Nu? Da, ce noroc am din astea. Hehe, da, uite că mai avem din astea, Ius. Ok, și hai să mai dăm un Ius. Ok, bun. Hai că în momentul ăsta suntem salvați. Ta-la-la-la-la-la-la. Hai să-mi bag. Hai BMW-ule, hai să vedem ce rezolvăm noi cu omul ăsta. Ce putem noi rezolva? Ia, ce putem rezolva, ce putem rezolva? Aleu, cred că mă trece de la accelerație. Uite, în spatele meu. Deci BMW-ul nu prea bagos manus acceleration. Ai bun, hai că l-am rezolvat și pe asta. Yeah, perfect. Perfect, hai că l-am rezolvat. Da, și tocmai acum am făcut eventul 300% full. Bun, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un like, un share, un subscribe și de asemenea să share-uiți acest gameplay ca să vadă și prietenii voștri. Am stat un pic să mă gândesc, da, recunosc. De să zic să share-uiți acest live. Mi-a intrat în mână. Ok, și de asemenea să apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cele mai noi live-uri, gameplay-uri și așa mai departe. Și de asemenea să nu pierdeți giveaway-ul de 500 de subscriberi. Of, doamne, mă grăbesc. Și de asemenea să nu pierdeți giveaway-ul de 500 de subscriberi în care am să dau un grid 2 plus 2 DLC-uri, joc de 41 de euro în total. Bun, deci cam atâta. Până data viitoare, s-auzi numai de bine, baftă maximă, îți urez.